Domnule președinte, stimați colegi, unul din cele mai importante elemente strategice ale țării este gestionarea relației cu Republica Moldova. Obiectivul final trebuie să fie reîntregirea țării prin unirea României cu Republica Moldova, după modelul Germaniei. Pentru a ajunge cât mai repede la acest rezultat, consider că trebuie să ne organizăm cât mai eficient. Împreună cu colegii mei, Daniel Gheorghe și Valentin Făgărășanu, am depus mai multe proiecte legislative care au ca obiect sprijinirea în mod concret a dezvoltării Republicii Moldova și schimbarea percepției față de țara mamă. În primul rând, încurajez înfrățirile între localitățile din țară și cele de dincolo de Prut într-un mod organizat. Fiecare județ din România trebuie să se înfrățească cu un raion din Republica Moldova, iar comunele din acel județ să stabilească legături de cooperare cu localitățile din raionul înfrățit. Procedând astfel, vom putea crea o coordonare mult mai eficientă a acțiunilor, iar rezultatele vor fi mai ușor măsurate. Proiectele vor fi desfășurate după procedura legală în vigoare, iar finanțarea va fi asigurată de către Guvernul României prin alocări de sume către bugetele locale ale comunelor din România. Acest mod de lucru cu siguranță va ajuta mult autoritățile locale din Republica Moldova, loc unde nu există descentralizare, fiecare primar fiind la mila autorităților raionale sau centrale. Investițiile directe în școli, creșe, case de cultură sau în alte proiecte pe care le propun partenerii noștri din Basarabia vor avea un efect maxim, locuitorii acestor comunități fiind principalii beneficiari ai ajutorului venit din România. Ajutorul va fi palpabil, îl vor vedea direct. Acest lucru, din păcate, nu se întâmplă în cazul programelor guvernamentale. Sumele alocate autorităților centrale din Republica Moldova sunt folosite în general pentru echilibrarea bugetului de stat. De aceea, progresele făcute pe calea unirii până acum n-au fost unele semnificative. În baza înfrățirilor, îmi doresc să încurajez vizitele reciproce între locuitorii celor două țări. Pentru a oferi o mai bună viziune asupra ceea ce am prezentat mai sus, vă voi arăta și un exemplu practic. O vizită a unui autocar de persoane în care transportul, cazarea și masa să fie asigurate de către noi, în scopul vizitării obiectivelor locale, va schimba în totalitate percepția eronată pe care o au cei mai mulți locuitori din Republica Moldova despre România. Percepție formată în urma multor ani de manipulare și propagandă mincinoasă. În acest fel, cu investiții mici, dar bine gândite și coordonate, cu siguranță vom obține în scurt timp rezultate remarcabile. Pentru a crea o organizare cât mai eficientă, propun reînființarea în cadrul Guvernului a unui minister al românilor de pretutindeni. Minister care să fie coordonat de puțini oameni, dar foarte pricepuți în a acționa în direcția reîntregirii țării. De asemenea, trebuie începute negocieri diplomatice cu țările importante din regiune referitor la unire. Celelalte proiecte legislative propuse pentru Republica Moldova se referă la vaccinarea cetățenilor români de dincolo de Prut, la modificarea ecartamentului liniei de cale ferată Ungheni-Chișinău și la rezolvarea problemei roamingului telefonic cu Republica Moldova. În cea mai mare parte, unirea depinde doar de noi și de cetățenii din Republica Moldova. Dacă vom acționa în echipă, dacă vom fi eficienți, dacă vom avea un plan bun, vom reuși să atingem acest rezultat într-un timp scurt. Până atunci, vă recomand tuturor să învățați hora unirii. Sper să o putem juca împreună cu toți cât mai curând. Vă mulțumesc, Dumitru Flucuș, deputat PNL de Brașov, mai precis de Țara Făgărașului.